Reflecții finale. Dacă ar fi să facem un pas înapoi și să reflectăm la modul în care familia umană se comportă în lumea de azi, de la materialismul vestului la extremismul islamist al estului, de la războiul nuclear la necrofilie, ne confruntăm cu o neagră și este dezbulciumată realitate. Realitatea crudă este că suntem mai mulți în sărbăticie, abia ieșite din junglă pe această planetă, sau, citându-l pe marele și nemuritorul George Carlin, abia ieșite din evul mediu, de fapt, după o perioadă de temeri adânci și confuzii privitoare la cine suntem și ce înfăptuim, cum interrelaționăm unul cu celălalt, fără să mai vorbim de cum interacționăm cu mediul care ne-a dat naștere. De o parte a spectrului avem un uriaș spectacol al vanității omenești, ignoranță încăpățânată, atât de mare încât dacă ați fi ca mine, v-ați întreba uneori de ce ar trebui să tot încercăm. Că probabil această specie merită tot ce primește și soarta sa ca o fundătură evoluționistă, o mutație genetică eșuată, ar putea fi o speranță ideală pentru acest univers. Totuși, lăsând la o parte cinismul, e lesne de văzut că există o schimbare tot mai evidentă în minoritatea care încet încet va deveni majoritate dacă o lăsăm. O trezire este pe care să se producă, o trezire în care oamenii au oprit impunerea idealurilor lor tradiționale și a variatului bagaj ideologic al lumii și în loc să înceapă să asculte ceea ce instrumentele ingeniozității noastre ne-au permis, ascultă mesajul naturii însăși. Dacă există vreun context care necesită o intervenție serioasă privitor la legile naturii care ne guvernează, dacă există vreun context în care trebuie pur și simplu să acordăm atenție, pregătiți fiind să renunțăm la toate prezumțiile noastre anterioare și să ne schimbăm în mod corespunzător, acesta este contextul economic. Economia nu este doar o teorie a procesării și distribuirii resurselor. Este un moderator fundamental al valorii care programează tiparele noastre comportamentale, care se extinde în toate domeniile psihologiei noastre. Este religia globală neobosită, în care oamenii fie că le place, fie că nu, și toți aceia dintre noi care doresc să vadă triumful rațiunii asupra dogmei, avem un drum foarte lung de parcurs. Apărătorii modelului de piață liberă al economiei vă vor spune că nu există niciun alt sistem posibil de organizare a societății, că fundamentul concurențial este singura cale posibilă de a stimula cultura noastră primitivă. Vă vor spune că intervenția economică limitată a guvernului este cheia succesului în menținerea integrității reale a economiei de piață și de asemenea a menținerii așa zise libertăți care, spun ei, ar fi rapid degenerată în tiranie și oprimarea ar putea să apară dacă vreun tip cooperatist sau planificat de practică economică ar fi aplicat. Ei discută despre economia de piață așa zis reală, un ideal utopic care susține mâna invizibilă, căreia dacă îi s-ar permite să funcționeze fără intervenție, ar diminua sărăcia, lipsurile, abuzurile, corupția, conflictele și ineficiența atât de des întâlnite în zilele noastre. Așadar, cu toate aceste religii, deziluzia este un fapt, pentru că astăzi piața este de fapt mai liberă ca niciodată, cu statul fiind nimic altceva decât o corporație părinte care lucrează pentru a suplini subsidiarele care îl întrețin. Totul este de vânzare și nimeni nu mai contează. Toate legile naturale și realitățile fizice care ar putea integra bazele pentru o eficiență tehnică planetară reală și pentru o preocupare și motivare în această direcție, dacă li s-ar permite, ar putea pur și simplu transforma lumea într-un loc cu o vastă abundență și prosperitate niciodată atinse până în prezent, au fost îngropate și eliminate doar din simplul motiv că se află fără tăgadă în umbra unui soi de eficiență numită eficiența de piață. O eficiență care urmărește doar banii. O eficiență care este realmente decuplată de ceea ce susține viața însăși. O eficiență care este circulară și al cărei motivație nu este recunoașterea legilor imuabile ale naturii, legi ale naturii care, de fapt, sunt singurul guvern real și singurul sistem legislativ care va exista vreodată. Dar, repet, cine spune că asta contează? Poate că ar trebui ca toți să trecem peste asta. Poate că este un fapt real ca umanitatea, această tragicomică parodie însăși, ca să fim obiectiv, făcând tot ceea ce se știe, poate că aceasta e calea ei și poate că atât ne duce capul, poate că suntem genetic defecți și poate că așteptăm doar să râdem la final când navea pământ se lovește de acest zid psihologic. Cred că timpul o va spune. Și până atunci luați loc, mâncați niște floricele și priviți la cea mai faină emisiune din toate timpurile. Și până data viitoare,
Eu sunt Peter Joseph, un promotor și o victimă a culturii în declin. Thank you.